seara, va deservi construcția liceului pe zona externă, pentru că anumite lucruri vor fi sala de sport. Pe partea dinspre vest sunt proiectate niște gradene, deschise cu camere civilizate, cu tot ce trebuie. La momentul ăsta se dediază gardul vechi, ca să urmează să se realizeze împrejmuirea proiectată. Și... Bun, deci avem și teren nou cu suprafață sintetică și lumina pentru nocturnă, care se pun ok, și partea asta o să fie și sală de sport nouă în care să-și desfășoare elevii toate activitățile. Deci asta înseamnă un proiect, unitar și un proiect modern. Să creezi fiecare unități de învățământ infrastructura necesară pentru a asigura învățământ de calitate. Atât în laboratoare, atât în sală de clasă, cât și în sală de sport și pe terenul de sport. Asta înseamnă un învățământ complet integrat într-o Târgoviște modernă a anului 2012 și până în anul 2020, această unitate de învățământ va rămâne unitate etalon. Repet, dacă constructorul o să-și facă treaba și sunt sigur că o să-și o facă la cum a început, nu văd de ce să nu mai bifăm un succes al administrației, o evoluție a Târgoviștei în planul dezvoltării, infrastructurii. Și să știți că pentru mine subiectul infrastructurii educaționale este unul de suflet, exceptând faptul că și eu am predat 10 ani într-o școală generală.